Steaua București a remizat luni seară pe teren propriu cu CSC 1599 Schellenberg, scor 0-0, într-un joc care a contat pentru etapa 7-a din Liga a 2-a. În fața unei audiențe modeste, jucătorii din Ghencea au făcut o primă repriză slabă, iar în partea secundă s-au întrecut în ratări spre disperarea lui Daniel Oprița. Un meci cu două reprize diferite, prima repriză cu o repriză slabă a noastră. Atitudinea nu mi-a plăcut, nu ne-am implicat, nu ne-am mișcat, am intrat așa ca și cum e meciul câștigat dinainte. La meciurile astea de asta mi-e frică, dar le-am spus, scrie Steaua pe noi, dar nu e diferență mare față de celelalte echipe. Nu este. Toți suntem acolo, depinde de zi, niciun meci nu e câștigat dinainte, poți să câștigi cu oricine, poți să pierzi cu oricine. Astăzi n-am fost ce trebuie și acolo zic că s-au pierdut punctele în prima repriză. Am trecut 45 de minute degeaba. Degeaba chiar puteam să luăm și gol. Atunci au avut și șuturile alea. În a doua repriză n-au mai contat. Am intrat la pauză, am discutat cu ei ce trebuie să fac așa mai un ton mai ridicat și am văzut că a prins. Păcat că n-am reușit să înscriem, dar mi-aș dori să mai avem reprize sau să facem un meci cum am făcut în a doua repriză, în care ne-am creat multe situații, că mai auzeam, nu merge cu centrări, am încercat și cu centru și cu centrări, am văzut, știam că au talie, dar se aglomerau și în zona centrală, am încercat peste tot. Până la urmă ne-am creat niște ocazii mari și destule, adică într-un mes ai ocaziile alea care le-am avut noi, dacă nu dai gol cu o echipă care se aglomerează, a fost și ghinion, dar... Până la urmă, vina tot a noastră este, la cum am tratat prima repriză. Aia sunt eu supărat. În rest, pentru a doua, îi felicit și sper să joace așa. Pentru că trebuie să conștientizeze că s-au pierdut puncte în astea două meciuri cu, să zicem, și noi suntem tot o nouă promovată. Dar eram favorit și ne făcusem alte planuri din aceste două meciuri. Acum trebuie să le recuperăm. În altă parte avem o deplasare la Brașov, iară cu o nouă promovată. Nu prea ne plac nouă promovatele, sper să spargem gheața la Brașov. După 7 etape, Steaua ocupă locul 5 în clasamentul la zi ale Ligii a 2-a cu 14 puncte, iar etapa viitoare va evolua în deplasare cu FC Brașov. Meciul de sub tâmpa va avea loc vineri 24 septembrie de la ora 17:00.